Numai puțin. Mă scuzați. Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu au mers împreună la o școală. Nu la școală, la o școală. Deși în cazul lui Ciolacu ar fi recomandată repetarea liceului cel puțin. Parcă-l văd pe Iohannis cum îi lipește în piept o seringă. Te-ai început pe speed? Păi pe speed rămâi, mă! Tomberoane inteligente, cică. Păi noi n-avem, mă, primari inteligenți, consilieri, nimic. Tomberoanele alea sunt mai inteligente decât ăia de la Consiliul Județean, probabil. Tovarășa, aș vrea să spun și eu ceva. Da, nere, ce mă, repetentule, ai mai trecut și după la școală. Tovarășa, să știți că în România se fură. Te-ai dat și tu acu seama, nere, stai jos să vii cu măta la școală. Ciolacu ștergea podelele Parlamentului cu Iohannis și cu marele PNL. Uite așa făcea, când colo, când încoace. Ai încă o tură. Ce mai luna a făcut pe jos ursulețul? Scurtă lecție de viață pentru copii. Iohannis și Ciolacu. Azi, tineri și neliniștiți, ne aruncăm găleți, culături în cap, mâine vizităm împreună o școală. Băi, aici noi suntem șmecheri, da? Nu intrați peste noi decât cu o aprobare de la Dumnezeu. O, da, mare șmecherie cu digitalizarea. Ne știți pe noi, mâncăm digitalizare pe pâine. Drogați-vă, bă, dar cu măsură, da? Am mers acolo de ziua învățătorului, de ziua mediului. A legat sărbătorile, na, cum se face. Criminalul, iată, sexomarxiștii ne omoară tinerii. Acesta e planul, doamnelor și domnilor, să ne ucidă copiii cu droguri. Aolea, păi să luăm repede niște măsuri, nu? Domnul Iohannis, domnul Tâmpeanu. A fost frumos azi, da. Mi-am bătut joc de un copil de vârsta ta care fusese abuzat sexual de unchisul. Wow, ce mișto, tati este un super erou. Ce are domn președinte? Adică, bun, știm cu toții ce n-are. Inimă, sânge cald, empatie, chestii de-astea, da? Adică, matale, nu știi cum am ajuns aici? Păi, ai fi cam imediat să fac un calcul, numai puțin? Singurul? Să meargă și în școlile maro, nu doar în astea verzi. Cum zicea aia mica lui Băse, poți să ai și succesuri, poți să ai și excesuri. Bagă dracii ăștia mici ca sparți în ei. Păi unde-i moderația de pe vremea lui Matale, a? Când trăgeai o liniuță cumpătat așa înainte de masă și după aia mergeai să-ți faci temele, să te joci un golf, să te dai cu schiurile până dormitor. Uite, asta mi se pare mie tare de tot, să stai așa ca prostul și să te gândești. Deci fii mai blând cu aproapele preoțele, dă-o dracu de treabă, Doamne iartă-mă! Faceți, domne, repede un program, un proiect, că vă pricepeți, na, ca să depășim acest moment. Ca să trecem pe locul întâi în clasament, da, primii din UE la abandon, păi despre asta vorbesc, nu? Președintele nostru a vizitat astăzi încă o unitate, din fericire școlară. S-a făcut planul ăsta cu 70 de ghișee digitale la poștă. Și, na, l-au băgat pe primul în priză. În București, în centru, pe Doroban, stată, unde se dă ora exactă a fițelor, da? Frumos de tot, au adus ghișeu în roabă, printre șampanii, cu artificii, deci s-a făcut ceva deosebit. Brema tale, te prefaci sau așa ești de fapt? În 2-3 săptămâni îl vom auzi. Ia gata, bă, cu voucherele astea. Nu mai dăm nimic, mă, gata, frații ai dracu de săraci. Puh! Știți ce mai fac ăștia de azi, copiii ăștia, nenorociții ăștia? Le amestecă, domne, da? Face cocktail de droguri ăștia. Ministrii zici că au așa o funcție de asta onorifică. Da, zici că sunt președinți de onoare la Federația Română de Șah. Păi dacă lua foc o priză la spitalul din Focșani, mamă! Domne, să plece Voiculescu imediat. Ia uitați, aoleo, a
distrus tot criminalul, incapabilul, hoțul. Au băgat ghișeul digital în priză și Hans s-a blocat. Lasă la punctul mort acu, ai. În concluzie ați auzit, da? Se ocupă Bode. Subiect închis. Altceva?